De Crăciun vom avea carne de porc la prețuri de lux. În cel mai secetos an din istorie, cerealele se scumpesc și asta duce la prețuri mai mari și cu 30% pentru carnea de porc. Cum nu mai avem prea multe ferme românești, cumpărăm din alte țări. Peste 70% din carnea de porc de la raft provine din import. Suntem țara cea mai afectată de secetă din toată Uniunea Europeană, iar în Dobrogea, cel puțin, culturii întregi au fost pârjolite de arșiță. Acest an a dus la o scădere semnificativă a producțiilor față de ce s-a estimat. Și nu doar pâinea, cea de toate zilele se va scumpi, ca într-un joc de domino, și pentru carne vom plăti mai mult, mai ales pentru cea de porc. Prețurile vor crește cu 25-30%, tragedie pentru buzunarele românilor, românii fiind mari consumatori de carne de porc. Statisticile arată că doar 30% din carnea de porc de la raft provine din fermele românești. Restul de 70% este acoperit din importuri. Numai în prima jumătate de an, România a cumpărat din alte țări carne de porc de peste 292 milioane de euro, la prețuri mai mari decât în 2019. Un kilogram costă acum între 18 și 24 de lei. Cam cresc constant prețurile. Nu mai iau porcul ca pe timpul. Iau cât îmi trebuie și atât. Nu fac stocuri. Și epidemia de pestă porcină a crescut prețurile și mai mult. Sunt departe vremurile în care carnea de porc nu era un lux pentru români și fermele de porci produceau la capacitate maximă. În Dobrogea, una dintre cele mai mari ferme de porci din țară, zace în paragină. Aici era fostul complex de porci. În aceste hale aveam 3.000 de porci în fiecare hală. Din cele 8 complexe mari din Dobrogea au rămas doar ruinele. Unele dintre clădirile complexului au fost complet puse la pământ după ce fierul a fost extras și vândut. Puteam în perioada asta, pentru că avem tradiție în creșterea porcului, să reabilităm ferme, să finanțăm niște ferme, parcă vrem să distrugem, nu să construim. În prima jumătate de an, porcii din fermele românești s-au împuținat cu 1,5% față de 2019.